pot să ridic pe primarul. Mircea, gutău, dar doar în aplauzele dumneavoastră. Și abia aștept să-mi ia dânsul emoțiile, cum s-a întâmplat și data trecută, sau să-i le dau eu pe ale mele, că e foarte posibil să se întâmple și asta. Bună seara! Îmi face mare plăcere. Vă mulțumesc mult că sunt aici și în seara aceasta. Bună seara! Bună seara și bine ați venit la Valul Primăriei, ediția 2019. Și vă mulțumesc din suflet că ați venit la acest bal. Vreau să vă spun că vinovat de acest eveniment nu sunt eu, am și o părticică, se face fostul primar al Râmnicului, Sorin Zaferescu, pe care aș vrea să-l salut, că este în sala alături de noi. Care a inițiat cu mulți ani în urmă balul de la Casa Ofițerilor. Vreau să spun că am preluat tot ceea ce este bun de la foștii mei colegi, primari, care au activat înaintea mea. Și vreau să vă spun că voi continua același lucru, să învăț de la cei care au lăsat ceva în urmă. Nu vreau să trec foarte repede fără să vă spun că în acest an a fost un an foarte bun pentru primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, dar având în vedere că se termină și acest mandat, vreau să spun că întregul mandat a fost formidabil. Cel mai bun mandat pe care l-am avut de când sunt primar al Râmnicului. Nu pot să nu fructific acest moment, să vă spun doar câteva din, să vă readuc aminte doar din câteva din investițiile majore care s-au făcut în acest mandat și aș începe din zona centrală, finalizarea parcării din zona centrală și amenajarea zonei centrale, amenajarea zonei de tribunal și parchet, piața centrală care a fost finalizată, primăria municipiului Râmnicu Vâlcea care a fost modernizată de la A la Z și interior și exterior, parcare, strada care s-a construit peste Don Casimo, târgul de săptămână care este cu adevărat cel mai frumos din țară, o piscină de apă sărată care a fost dată anul trecut în folosință, arenele Traian care au fost date în folosință, urmează doar clădirea să fie dată în martie în folosință, pretelele care în sfârșit s-au finalizat și care au dus la fluidizarea circulației. Și la toate acestea se adaugă în acest mandat un formidabil succes, și anume înființarea unei echipe de handbal formidabile, care a reușit să câștige Cupa României, Campionatul României, iar acum se joace în Cupa Campionilor Europeni cu cele mai titrate echipe din Europa și pentru aceasta, bravo, bravo profesor, bravo conducerii clubului CSM, SCM. Vreau să vă spun că nici pe plan internațional nu am rămas datori, am perfectat multe relații internaționale și suntem în curs de a perfecta multe relații internaționale. Mă refer la împărățiri cum sunt Portugalia, Palestina, Luxemburg, Cehia, Serbia, Grecia și multe altele, Republica Moldova și multe, v-am spus, și multe altele. Dar la toate acestea se adaugă recunoașterea pe care am primit-o în acest an și este o recunoaștere unică de când sunt primar al municipiului. Și anume, la gala Asociației Municipiilor din România, gală care este patronată de președintele României, municipiul Râmnicu Vâlcea a primit premiul întâi pentru mediu, cu alte cuvinte, pentru curățenia orașului. Acest lucru mă bucură fantastic de mult. Și parcă, ca să fie așa ca o palmă pentru cei care continuă să mai critice, acum 3 zile, la altă gala de la Cluj-Napoca, gala organizată de Institutul Național de Administrație, cei care urmăresc toată activitatea OAT-ului din țară, ne-a acordat 2 premii. Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost singurul municipiu din țară care a urcat de 2 ori pe scenă. O dată pentru curățenia orașului și alt premiu acordat pentru pretele. Vreau să vă spun că aș putea vorbi jumătate de oră de proiectele pe care le-am făcut și pe cele pe care le-am pentru planul următor.
Dar nu vreau să vă plictisesc, vreau doar să vă spun că vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici, indiferent de locul unde lucrați, că lucrați la privat, că lucrați la stat, că lucrați oriunde, că sunteți patroni. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că fiecare dintre dumneavoastră a spus o cărămidă la modernizarea acestui oraș formidabil pe care îl iubesc din suflet. Dacă vreți, momentul în această seară este o recunoaștere și un respect pentru toți cei din sală și numai cei din sală care au contribuit la modernizarea unui Chipre. Și pentru acest lucru vă mulțumesc din suflet. Vreau doar să închei, să vă invit să dăm drumul la acest bal cu gândul că anul viitor va fi un an mult mai bun, că vom fi mai uniți, mai buni unii cu alții, vom lăsa patimile deoparte și vom contribui cu toții la creșterea valorii acestui municipiu formidabil. Vă mulțumesc și să dăm drumul la bal. Distracție plăcută!